Să fie sabatul un simbol al mântuirii și să-l trăiți în deplina bucurie pe care Dumnezeu o poate oferi celor mântuiți. Frații mei, uneori realitățile lumii noastre nu coincid deloc cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Ba dimpotrivă, realitățile pe care le trăim ne fac să uităm de Evanghelia lui Iisus Hristos și pun cele două lucruri într-un soi de incompatibilitate. Cu alte cuvinte, se bat cap în cap. Pe de altă parte, am observat că această tensiune nu face altceva decât face ca cuvântul lui Dumnezeu să devină din ce în ce mai necesar în zilele acestea. Cu cât situația lumii noastre alunecă spre absurd, cu atât ființa umană simte nevoia de normal. Și singurul loc, singura insulă pe care ne mai găsim oarecum stabilitatea, este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc din nou cu această descoperire. Vom porni de la un lucru neplăcut. N-am vorbit niciodată despre subiectul acesta și probabil că nu voi vorbi decât când sunt constrâns, pentru că nu-mi face plăcere și are în el un soi de penibilitate. Dar voi începe cu subiectul acesta și voi finaliza cu promisiunea mântuirii lui Iisus Hristos. Voi începe cu el pentru că face parte din capul de afiș a realității pe care îl trăim astăzi. Nici nu știu cum să încep. Am crescut cu ideea că nu există mamă care să nu-și iubească copilul. Așa am crescut. Din cauza asta, ori de câte ori am auzit cuvântul mamă și copil, am zis că copilul este în zona de maximă siguranță și de maximă iubire. Am zis că binecuvântați sunt copiii aceia care au o mamă și un tată. Și am plâns întotdeauna pe copiii care n-aveau ori o mamă, ori le lipsea tatăl, ori pur și simplu erau orfani. Și am zis, sunt cei mai nefericiți. Vreau să vă întreb dacă am gândit bine. Pe fondul acestei gândiri a apărut avortul. Ca filozofie de viață, ca filozofie medicală, ca soluție. Și acum vă rog să mă urmăriți în logică, să-mi spuneți dacă logica aceasta e bună sau nu. Când a apărut avortul, aceasta a marcat începutul unei perioade în care copiii au început să se teamă de părinți. Nu știu cum să vă zic, câtă vreme n-a fost avort, copiii s-au simțit în siguranță. Apoi copiii au început să afle. Ce au început să afle? Că unii copii sunt doriți și alții nedoriți. Și când copiii au început să afle că este posibil ca un părinte să nu te iubească sau să nu te dorească, din momentul acela s-a produs o reacție de replică în sufletul lor. Adică spuneți-mi, cum te raportezi la un părinte care nu te iubește și care nu te dorește? Spuneți-mi, cum te raportezi la un părinte care nu te iubește? Poftim? Nu se poate să te raportezi prin tăcere. Încep să nu mai iubești nici tu. Deci încep să nu-ți mai iubești părinții. Să te întrebi, oare mă iubesc sau nu mă iubesc? Și dacă nu mă iubesc, în ce măsură nu mă iubesc? Și dacă mă iubesc, cât mă iubesc? Mă iubesc destul. Că asta e toată problema. Că dacă te iubesc 90%, nu-i destul. De asta se spune în Sfânta Scriptură că Iisus Hristos, care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt, adică până unde? 100%. Dacă apare 99%, 95%, 90%, nu-i destul. Vreau să te întreb, te simți iubit? Cât la sută?
Și apoi copiii ăștia care au început să nu se simtă iubiți, într-un procent oarecare, nu știu eu cât, copiii aceștia care au început să se îndoiască de părinții lor și chiar să-i urască și care în diferite medii încep să fie învățați că părinții sunt de fapt nefericirea vieții lor. Copiii aceștia ajung să fie nefericiți, frustrați, pentru că sunt neiubiți, violenți, nu-și mai iubesc viața, ei înșiși nu mai știu să iubească și se ajunge la o zonă de distrugere. Autodistrugere? Sau distrugerea altora? Vreau să vă întreb dacă până în momentul acesta am gândit bine. Da sau nu? Bun. Așa am crezut și eu că am gândit bine. Zilele trecute am ascultat la radio un comentariu care începea în felul următor. Orice mamă este pusă la un moment dat în situația să nu-și dorească copilul sau un copil. Repet, orice mamă este pusă la un moment dat în situația să nu-și dorească un copil. Corect sau incorect? Cineva spune așa e? Și dacă copilul nedorit este născut, el va rămâne nedorit. Va crește ca un copil nedorit. Ca urmare, copilul va fi frustrat, mânios și violent. Vreau să vă întreb, vi se pare gândirea aceasta că se aseamănă cu prima logică? Vi se pare că seamănă? Mie mi se pare că seamănă. Și în primul caz și în al doilea caz era un copil frustrat, mânios și violent. Dar din motive diferite. În primul caz, din cauza că a apărut avortul. În al doilea caz, cazul acesta, din cauza că nu se dă voie la avort. Din cauza asta apare cu copilul mânios, frustrat și violent. Se continua mai departe în comentariul acela radio difuzat. Copilul acesta va mulți crima și conflictul. Va mulți problemele sociale și va umple închisorile. Cu finalul acesta se termina și primul raționament și al doilea raționament. Adică copilul va ajunge la închisoare, frustrat, violent și așa mai departe. Va fi o problemă socială. În primul caz, din ce cauză? Din cauza că n-a fost iubit pentru faptul că a fost avort. În cazul al doilea, din ce cauză ajunge aici? Din cauza că n-a fost iubit și nu s-a dat voie la avort. Ceea ce m-a frapat a fost faptul cum e posibil să folosești același raționament în două cazuri diferite, total diferite. În două situații total diferite. Să ajungi la același rezultat, pe bază diferită. Cum e posibil? E vorba românului. Cum e posibil să stai strâmb și să judeci drept? Și vreau să observați că oricât ai judecat de drept, dacă premiza e falsă, nu se poate să ajungi la un rezultat corect. Nu se poate. Deci iertați-mă, dacă construiești o clădire și dacă terenul e așa și tu construiești drept, care e rezultatul? Turnul Pisa, corect? Ca să fie turnul drept, trebuie să ai temelia dreaptă.
Unde se greșește? Toată lumea fierbe cu subiectul ăsta. Toată lumea e de o parte și de alta. Unde se greșește? Isaia 49 cu 15. Vă aduceți aminte de textul ăsta? Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează, să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Se poate? Spuneți-mi, vă rog, de ce aici Dumnezeu, prin profetul Isaia, preia problematica asta și spune se poate? Și răspunsul ar trebui să fie? Care ar trebui răspunsul implicit? Imposibil! Deci Dumnezeu ia un exemplu, un caz care în naturalul lui ar trebui să judece toată lumea. Pentru că în naturalul lui o mamă nu poate să fie pusă într-o situație să nu-și iubească copilul. Asta e natural. Pe baza asta ar trebui să se clădească orice raționament, orice argument. Și dacă pornești de la baza asta, rezultatul este simplu. Mama nu poate să-și uite, mama nu poate să nu-și dorească copilul. Nu se poate. 1 Regi, capitolul 3, cu 26. La Solomon vin două femei cu un singur copil. Una trage de copil și zice că e al meu, cealaltă trage de copil și zice nu că e al meu. Al cui e copilul? Problema delicată aici este cine e părinte. Întreaga problematică care se pune în fața împăratului este cum definești tu un părinte? De unde știi ce-i ăla părinte? În funcție de cine strigă mai tare? În funcție de cine l-a născut? În funcție de... Nu știu câte funcții pot să fie. Ce definește un părinte? Și Solomon zice, hai să vedem. Aduceți o sabie și dacă tot sunt două persoane care trag de un copil, tăiați-l în două și dați una la stânga, una la dreapta. Dur. Cum se numește asta? Tăiați copilul. Avort. Se numește avort. Trec de lucrul ăsta. Tăiați-l în două. Și una a zis, e în regulă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cealaltă a simțit că îi se rupe inima în ea. Asta e definirea mamei. Dacă nu ți se rupe sufletul în tine, nu ești mama. Înțelegeți de ce nu există mame care să nu-și iubească copiii? Pentru că dacă nu-ți iubești copilul, nu ești mamă. Nu-ți spune mamă în momentul în care zici, da, taie-l în două. Spune-ți altceva. Și poate că mi-a zice, de ce pui povara asta asupra mamei, ce tatăl nu are și el un rost? Haideți să vorbim puțin și despre ce e tatăl. Ce e un tată? Ce e un tată? Se întâmplă foarte multe cazuri. Dar eu știu un caz pe care l-am mai spus aici și pentru faptul că l-am mai spus, probabil că v-ați obișnuit cu el, îl aduc din nou în fața dumneavoastră. Pe Valea Jiului s-a răsturnat un tir
plin cu marfă, a căzut în prăpastie, în jiu, ușile s-au blocat pentru că a căzut între stânci. În cabină erau două persoane, șoferul și ajutorul de șofer. Apa a intrat în cabină, a umplut cabina cu apă și a mai rămas un spațiu foarte mic pe unde mai intra aer în cabină. Și spațiul acela era din când în când și el acoperit de valuri de apă care erau peste. În așa fel încât la spațiul respectiv avea acces o singură persoană, nu două. Ori în cabină erau două. Între șofer și ajutorul de șofer a avut loc o luptă, în așa fel încât șoferul l-a împiedicat pe ajutorul de șofer să ajungă la aer și așa a supraviețuit. A supraviețuit șoferul. A venit salvarea, l-au descarcerat, l-au scos de acolo, l-au dus la spital și în timp ce era la spital, omul respectiv în comă repeta scenele pe care le trăise. Mama era acolo, asistentă, a asistat la casă. A venit acasă terminată, terorizată și mi-a spus întâmplarea. Mi-am pus multe ipostaze în minte. Vreau să vă pun înaintea dumneavoastră următoarea situație. Dacă ar fi fost în cabină tatăl și fiul, spuneți-mi, vă rog, cine ar fi trebuit să trăiască? Poftiți? Fiul? Din ce cauză? De ce? Pentru că asta înseamnă să fii un tată. Imaginați-vă ce ar fi dacă pe ușa tirului descarcerat ar fi ieșit tatăl. Ce ar fi zis lumea? O lume întreagă, ce ar fi zis? Poftiți? N-aveai dreptul. Imaginați-vă că pe ușa deschisă, descarcerat, ar fi ieșit fiul. Ce-ar fi zis lumea? Ăsta da, tată. Înțelegeți ce se întâmplă azi? Se modifică tot. Se schimbă tot. Se schimbă noțiunea de a fi tată, de a fi mamă. Se schimbă noțiunea de a iubi. Astăzi, a te iubi pe tine însuți este mai important decât a-l iubi pe copilul tău. Este o altă noțiune, o altă realitate care dă peste cap totul, absolut totul. Nu mai știm cum ne cheamă, nu mai știm ce suntem, suntem bărbați, suntem femei, nu mai știm nici ce să iubim, cum să iubim, nu mai suntem în stare să ne dăm viața pentru nimic. În timp ce Iisus Hristos a venit și și-a dat viața pentru mine și pentru tine și a stabilit în lumea aceasta modele de existență. Modelul lui Iisus Hristos. Dă-ți viața. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și a zis: am venit să nu fac voia mea, sau nu să fac voia mea, ci să fac voia Tatălui meu. Vreau să vă întreb. Când Mântuitorul s-a urcat pe cruce, a cui era voia? A cui era voia? A lui și a Tatălui. Mulțumesc. Dar el s-a urcat pe cruce de bunăvoie. Textul spune: îmi dau viața ca iarăși să o iau, nimeni nu mi-o ia cu sila, nici măcar Tatăl. O dau eu de la mine, cuvintele Domnului Iisus Hristos. În timp ce se urca pe cruce, de bună voie, se urca pe cruce arătând lumii cine-i Tatăl. E total absurd să ne imaginăm că Tatăl ar fi vrut vreodată ca să moară Fiul, schimbând sau schimonosind titlul de Tată, Tatăl care își dă viața. Tatăl este Tată pentru că El își dă viața și asta a fost prima dorință a Dumnezeului tău și a Dumnezeului meu, a Dumnezeului adevărat, să-și dea viața.
Mai că le-a făcut asta în Iisus Hristos. De ce? E un alt răspuns. Dar cert este că ăsta era Tatăl. Și în timp ce lumea întreagă trebuie să simtă și să învețe dragostea privind la Tatăl, în același timp noi astăzi nu mai știm ce este iubirea pentru că privim de jur împrejur și toate lecțiile de iubire s-au schimonosit, s-au schimbat. Apropo, pentru câți a venit să moară Iisus Hristos? Greu răspuns. Pentru unul. Pentru că dacă a venit să moară pentru unul, înseamnă că a venit să moară pentru toți. Dacă a venit să moară pentru toți, nu înseamnă că a venit să moară pentru unul. Din cauza asta, răspunsul a venit, este că a venit să moară pentru unul. Vă amintiți cuvintele acelea? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă a dat pe singurul său fiu ca oricine. Și aici, cuvântul important este cel mai nesemnificativ, adică acel oricine. Oricine care înseamnă cine? Cine? Și răspunsul este oricare ar fi. Adică unul. Vă aduceți aminte de textul din Isaia? Caut un om. Vă amintiți vreodată de ce în Vechiul Testament fi putut vreunul Israel să-i treacă prin minte să facă avort? De ce? Mă ajutați? De ce nu i-ar fi trecut prin minte măcar? Mai gândiți-vă în timp ce citesc. Isaia 49, versetul 1. Ascultați-mă, ostroave. Luați aminte, popoare depărtate, Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Versetul 5. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. Despre cine vorbește aici? Poftiți? Despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos. De ce n-avea curaj nicio femeie să facă avort? Din cauza că fiecare familie privea la fiecare copil ca fiind posibil Mesia. Când Eva a născut pe Cain, acesta a fost reflexul ei. Nu cumva a venit Eliberatorul. Și de aici, mai departe, această nădejde a fost transmisă fiecărei femei, fiecărei mame, că ea va aduce pe lume, pe Mesia. N-ar fi trebuit să-și permită vreodată vreo femeie să oprească viața. Pentru că nu știi pe cine oprești să trăiască. Lucrarea mântuirii este, de fapt, o parabolă a acestei lupte între cine să trăiască, de ce să trăiască, cum să trăiască. Ar fi putut Dumnezeu să nu-L intereseze omul? Ar fi putut Dumnezeu să nu fie interesat de omul care s-a revoltat și a căzut în păcat? Ar fi putut? Avea drept. În momentul în care omul a căzut în păcat, nu a avortat el o istorie întreagă? Nu a avortat în el o istorie întreagă? Nu avea Dumnezeu dreptul să nu-i pese? Și din momentul ăsta
Pentru ca să nu vă opresc prea mult aici, aș vrea să vă invit să citim împreună ceva. E partea frumoasă a întâlnirii noastre. Cu asta aș dori să rămân. Este marea lecție pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Este lecția în care Dumnezeu vrea să ne învețe cum să iubim, cât să iubim, de ce să iubim, după ce model. Într-o lume în care iubirea nu mai există. Vă aduceți aminte de textul în care Apostolul Pavel vorbește despre lumea noastră și o numește așa, fără dragoste firească, nu duhovnicească, firească. Vă aduceți aminte? Acolo am ajuns. We hit the bottom. Am lovit partea cea mai de jos a istoriei umane. Într-un fel, discuția pe care am purtat-o acum mărturisește despre omorârea omului. Distrugerea lui ca ființă. Mai jos de atât, nu știu dacă putem ajunge. Și în condițiile astea, puțină speranță. Sau mai multă. Voi citi din Materiale 1888, volumul 2. Manuscrisul 36 din 1890. Prin rebeliune și apostazie, omul a pierdut dreptul la favoarea lui Dumnezeu. Nu mai avea niciun drept, pentru că el nu putea să aibă nicio valoare în afară de ceea ce a fost investită în Fiul cel iubit al lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie să fie înțeles. N-avem valoare în noi înșine. Despărțiți de Hristos. Omul și-a pierdut dreptul la privilegiile pe care Dumnezeu, în îndurarea lui, i le-a prezentat ca pe un dar gratuit, o comoară care i-a fost dată în păstrare pentru a fi folosită spre înaintarea cauzei lui și a slavei lui, spre beneficiul ființelor pe care el le-a creat. A pierdut tot. În momentul în care lucrarea mâinilor lui Dumnezeu a refuzat ascultarea față de legile împărăției lui Dumnezeu, în acel moment a devenit neloial guvernării lui Dumnezeu și s-a făcut cu totul nevrednic de toate binecuvântările cu care îl favorizase Dumnezeu. Aceasta a fost poziția omenirii după ce omul a divorțat de Dumnezeu prin fără de lege. Atunci, el nu mai avea dreptul la nicio gură de aer, la nicio rază de soare, la niciun pic de hrană. Iar motivul pentru care omul nu a fost anihilat atunci, în momentul acela, a fost faptul că Dumnezeu l-a iubit atât de mult încât i-a dăruit pe Fiul Său prea iubit ca să sufere pedeapsa călcării legii în locul lui. Niciun fel de merit, nicio șansă și dintr-o dată din senin, din neașteptat, din fără vreo șansă, mă repet, a apărut această perspectivă. Iisus Hristos. Hristos s-a oferit să devină garantul și înlocuitorul omului. M-a înlocuit. Că așa cum eram, nu aveam nicio garanție. A trebuit să mă înlocuiască. E ca și cum m-aș fi defectat, m-aș fi stricat, încât toată mașinăria mea nu mai prezenta nimic bun. Și atunci a fost pus în locul meu un alt prototip. Pentru ca să mă reprezinte până în momentul în care mă va repara cineva. N-am altă imagine, dar ați fost la dentist vreodată? Ați fost în situația să vă extragă cineva sau să vă lucreze un dinte?
vi-a pus cineva sau vreun dentist vi-a pus o proteză pentru o vreme, ca să nu se vadă, până când va termina lucrarea. Și când s-a terminat lucrarea, a fost bine. Iisus Hristos a fost înlocuitorul nostru până când lucrarea se va termina. Mijlocind înaintea Tatălui, reprezentându-ne înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi nu ne mai putem reprezenta. Hristos s-a oferit să devină garantul și înlocuitorul omului pentru ca omul, prin harul nespus de mare, să poată avea o a doua șansă, un al doilea timp de probă, omul să fie reparat, având în față experiența lui Adam și a Evei ca o avertizare să nu calce legea lui Dumnezeu cum a călcat-o ei. Și în măsura în care omul se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu oferite prin darul luminii soarelui, darul hranei, ar trebui să existe din partea omului o aplecare înaintea lui Dumnezeu, în recunoaștere plină de mulțumire pentru faptul că toate lucrurile vin de la Dumnezeu și nemeritat, și mai mult decât nemeritat, în ciuda noastră aproape. Apropo, când vă plecați pe genunchi, faceți lucrul acesta în conștiința faptului că, Doamne, mă aplec recunoscându-ți faptul că raza de soare, aerul, hrana, apa sunt daruri pe care le primesc pentru că nu le merit. A fost un iad întreg și un diavol care a cerut avortul ființei umane. Și Dumnezeu a zis nu. Și ne-a spus că ni-i tată. Că mai degrabă moare el. Omul a călcat legea lui Dumnezeu și prin răscumpărătorul au fost făcute făgăduințe noi și proaspete pe o cu totul altă bază. Toate binecuvântările trebuiau să vină de acum printr-un mijlocitor. Reprezentantul, garantul nostru. Dumnezeu Tatăl dădea toate binecuvântările Fiului Său, Iisus Hristos, Cel care ne reprezenta. Și Iisus Hristos lua toate aceste binecuvântări pe care le dădea Tatăl și le dădea cui? Nouă, prin El. Și noi primeam binecuvântări ca și cum am fi Iisus Hristos. Ce diferență! Așa le primim până în ziua de astăzi. În virtutea Lui, datorită Lui, prin El, ni le dă El. Și Tatăl le dă cu cea mai mare bucurie pentru că le dă Fiului Său, Iisus Hristos. Acum fiecare membru al familiei omenești este dat în întregime în mâinile lui Iisus Hristos și tot ceea ce posedă în viața prezentă, fie că este vorba de bani, case, terenuri, puterea rațiunii, tărie fizică sau talente intelectuale. Deci, fie că este vorba de viața prezentă sau de binecuvântările vieții viitoare, toate sunt puse în posesia noastră ca bunuri ale cui? Ale cui? Ale Domnului Iisus Hristos. De la El le luăm. Sunt puse în favoarea noastră ca fiind bunuri ale Lui. Aș vrea să înțelegem încă o dată legătura aceasta fantastică care Iisus Hristos a legat de noi ca să ne poată da toate aceste lucruri. Ca și cum noi am fi El. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Fiecare dar este pecetluit cu crucea și poartă chipul și asemănarea lui Hristos. Sunt trecute pe la El. Niciun dar nu ne este dat fără chipul Lui, fără pecetea Lui, fără identitatea Lui, fără crucea Lui. Niciun dar. Ar trebui să ne cufundăm în această realitate. Ar trebui în fiecare clipă să ne întâlnim cu darul acesta al lui Iisus Hristos, care este crucea Lui, oferită nouă.
Ar trebui să învățăm dragostea Lui, pentru că ne-a iubit atât de mult. Într-o lume care nu mai are nici măcar dragoste firească. De la cele mai mici beneficii până la cele mai mari binecuvântări, totul curge printr-un singur canal, o mijlocire supraomenească stropită cu sângele care are o valoare ce nu poate fi măsurată, întrucât este viața lui Dumnezeu în Fiul Său. Rețineți? Viața lui Dumnezeu în Fiul Său. Cine a fost pe cruce? Viața lui Dumnezeu în Fiul Său. Mulțumesc. Viața lui Dumnezeu în Fiul Său. Gândiți așa. Trăiți așa. Iubiți în felul ăsta. Nu știu cum, dar poate că o mamă cunoaște mai bine ce înseamnă lucrul ăsta. Niciun suflet nu poate da lui Dumnezeu nimic. Nimic care să nu fie deja lui. Ține-ți minte aceasta. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. 1 Cronici 29:14. Acest gând trebuie să fie păstrat în fața oamenilor oriunde ne ducem. Și anume că noi nu posedăm nimic, nu putem oferi nimic ca valoare, ca fapte sau ca credință, pe care să nu-l fi primit mai întâi de la Dumnezeu și pe care El să nu își poate pune mâna oricând și să spună toate sunt ale mele. Daruri, binecuvântări, talente pe care ți le-am încredințat, nu ca să te îmbogățești, ci ca să le folosești cu înțelepciune spre beneficiul lumii întregi. Creațiunea aparține lui Dumnezeu. Domnul ar fi putut, neglijind omul, să-i oprească imediat respirația. Tot ceea ce este și tot ceea ce are omul aparține lui Dumnezeu. Lumea întreagă este a lui Dumnezeu. Casele omului, însușirile lui personale, oricât de valoroase sau sclipitoare, sunt înzestrări din partea lui Dumnezeu. Totul este darul lui care trebuie să se întoarcă la el, ajutând astfel ca inima omului să fie cultivată. De fiecare dată când întoarcem la Dumnezeu ceea ce e al Lui, ne ajutăm inima să trăiască altfel. Zgârcenia nu face parte din planul lui Dumnezeu. Limitările noastre, îngrădirile noastre, nu ne învață iubirea. Încercați să copiați ideea fără limită pe care o are Dumnezeu și abia atunci inima noastră este învățată, este cultivată să fie asemenea lui Dumnezeu. Cele mai splendide jertfe pot fi aduse pe altarul lui Dumnezeu și oamenii pot lăuda, slăvi, preamări pe dădător pentru dărnicia lui. De ce? Pentru că totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Nici o lucrare a omului nu poate să atragă pentru el iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu, care pătrunde sufletul, îl va conduce să facă acele lucrări care au fost cerute întotdeauna de Dumnezeu și le va face cu plăcere. Se numește excepțional. Ceea ce am citit aici, cele mai splendide jertfe, cele mai frumoase cântări de laudă, cea mai extraordinar slavă dată lui Dumnezeu. Toate acestea îl învață pe om să fie și să se poarte excepțional într-o lume a mediocrității și a platitudinii pământului acestuia. Și lucrul ăsta nu se poate învăța decât înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Atunci când înveți să-i cânți lui Dumnezeu excepțional, să-i dăruiești lui Dumnezeu excepțional, să te porți cum nu se poartă nimeni decât Dumnezeu. Toate acestea cheamă pe om la o înțelegere de excepție a lui Dumnezeu. Tu ești chemat să nu fii mediocru. Tu ești chemat să nu fii oricum. Tu ești chemat ca pe orice pui mâna să faci desăvârșit lucrul respectiv.
Așa te cheamă Dumnezeu, pentru că tot ceea ce dăm înapoi vine de la un Dumnezeu desăvârșit. Și din mâna Lui primim tot ce ți-aduce. Aș vrea să închei cu textul acela extraordinar, care spune că orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Vorbeam celor de la Suceava și le spuneam, dacă vă este greu să-i spuneți lui Dumnezeu, Dumnezeu, nu-i nicio problemă. Ziceți-i Tatăl Luminilor. Spuneți-i Tatăl Luminilor. Și învățați de la El dragostea, perfecțiunea, frumosul și bucuria. Avem nevoie de asta într-o lume în care omul nu mai valorează nimic. În care omul s-a anulat pe sine însuși. Avem nevoie de lucrul acesta. Și acum, în final, după ce am vorbit despre sfârșitul omului pe de o parte și începutul omului prin mântuire, vă invit să cântăm împreună cântarea Atât de aproape e Domnul. Tatăl nostru, vino la noi. În numele Domnului Iisus Hristos, vino la noi în suflet mai întâi. Adu lumina ta, adu dragostea ta. Fă, Doamne, să înțelegem ce înseamnă că suntem răscumpărații tăi. Învață-ne să știm, Doamne, că ne-ai refăcut după chipul tău. Și ajută-ne, Doamne, ca chipul tău să se vadă. Trăim într-o vreme în care asistăm la sfârșitul omului sub toate aspectele lui. Sfârșitul omului moral, sfârșitul omului intelectual, sfârșitul omului fizic aproape. Vedem, Doamne, ce n-am crezut că e posibil vreodată. Din cauza asta, ne așezăm înaintea Ta și mai arată-ne, Doamne, cerul odată. Ca să știm ce-i normal. Ca să știm, Doamne, cine suntem. Să știm unde mergem, să știm de unde venim, să ne știm istoria, dar mai ales așează înaintea ochilor noștri pe Iisus Hristos. Chipul nostru. Iisus Hristos, mijlocitorul nostru. Iisus Hristos, Cel care ia toate darurile cerului și ni le dă pentru că ne iubește atât de mult. Și învață-ne, Tată, ca să întoarcem tot ce avem către Tine într-un act de generoasă refacere și mântuire a sufletului nostru. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.